pe onești în acești 4 ani. Și ca și idee, vreau să vorbesc în câteva cuvinte despre lucrul acesta și atât. Nu vorbesc despre ce va urma, că încă nu este cazul, nu suntem în campanie electorală. Suntem într-o perioadă în care trebuie să avem grijă de sănătatea oamenilor și de educația copiilor, zic că sunt cele mai importante direcții în care trebuie să mergem acum și ulterior, când se va stabili campania electorală și data alegerilor, vom ști fiecare după propria rațiune ce trebuie să facem. Așadar, vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației mele. Nu aș fi avut acest... Da, Aline, încoace, că... Da, în primul și în primul rând vă mulțumesc că ați dat curs invitației mele. Cu siguranță nu aș fi avut acest privilegiu să fiu eu astăzi aici și dumneavoastră alături de mine dacă oneștenii acum 4 ani nu mi-ar fi acordat votul de încredere în a ocupa funcția de primar al municipiului Onești. Este cea mai mare funcție de demnitate publică pe care și-o poate dori cineva la nivel local și lucrul acesta nu vine singur, ci prin muncă. Oneștenii mi-au acordat încredere și eu sper că m-am achitat în acești 4 ani de ceea ce am avut de făcut și ceea ce am promis oneștenilor. De fapt, nu o văd decât ca și o datorie a mea, primarului Gănatiu Nicolae, față de oneșteni și față de cei care m-au votat și față de cei care nu m-au votat. Eu sper că acești 4 ani să-i convingă pe cei care nu m-au votat acum 4 ani să o facă atunci când Guvernul României, Parlamentul vor stabili data alegerilor. Au fost 4 ani foarte complicați, foarte grei, în care municipiul Onești s-a întâlnit cu diferite probleme majore în viața comunității, cea mai mare problemă fiind lipsa apei. La nici măcar 4 luni după ce am ocupat funcția de primar al municipiului Onești, undeva în iarna anului 2016, în municipiul Onești s-a produs criza apei, cea mai mare problemă cu care s-au întâlnit oneștenii în ultimii 20 de ani. Și după cum am spus-o în acest ziar pe care l-am publicat ca și un raport al primarului vis-a-vis de oneșteni, împreună cu Consiliul Local Nu Singur, am rezolvat problema apei în municipiul Onești. Și anume, din 2017, luna a 6-a, s-au împlinit de curând 3 ani, de când oneștenii au apă 24 de ore din 24. Bineînțeles că au mai apărut avarii, dar acestea sunt independente de voința noastră, și anume când pentru un sonul de alimentare cu apă de la Valea Uzului până la Onești apar avarii, știți că acea rețea este în administrarea și grija ei trebuie să o poarte CRAB-ul, Raja nu prea are ce să facă și de multe ori a făcut mai mult decât prevedea fișa postului și anume am intervenit acolo și cu oameni și cu utilaje și cu bani pentru a încerca ca oneștenii să nu sufere mult timp fiind privați de alimentarea cu apă în mod continuu a municipiului Onești. Iată, oameni buni, că am reușit împreună cu directorul general Felix Troie să semnăm un contract de aproximativ 57 de milioane de euro, 58 de milioane, fonduri europene doar pentru alimentare cu apă și canalizare, ape uzate în municipiul Onești. O să vă invit și pe dumneavoastră în maxim, eu știu, 10 zile. Uitați chiar acum mă sună domnul Felix. Trebuie să stabilim data când vom semna contractul în ceea ce privește demararea lucrărilor la stația de epurare de la Jevreni. În acești 4 ani s-au investit sau am atras fonduri europene de aproximativ 87 de milioane de euro în municipiul Onești. Din cei 87 de milioane de euro, fonduri nerambursabile, încă o dată spun, din cei 87 de milioane de euro, 58 de milioane de euro sunt banii pe care Raja îi va aduce începând din această toamnă în municipiul Onești. A doua mare investiție pe care au resimțit-o oneștenii în această perioadă foarte grea, au fost și direcții în care am investit foarte mulți bani, au fost investițiile în sănătate.
Am depus proiecte pe fonduri europene și sunt și finanțate, am semnat contracte de peste 15 milioane de euro în sănătate, în 4 ani de zile. Unde s-au dus banii aceștia sau unde se duc? Veți vedea în viitorul foarte apropiat și vorba despre dotarea ambulatoriu, reabilitarea termică, adică creșterea eficienței energetice la Spitalul Municipal Onești, modernizarea unor secții, fie că vorbim de orele oftalmo interne, fie că vorbim de sendiu ambulanță, zic că contractul vom semna în maxim o lună de zile, licitație publică, s-au deschis ofertele, se analizează, fie că am făcut cabinet stomatologic și îl vom pune în funcțiune după ce va înceta această pandemie, după ce dispare starea de alertă, suntem în procedură de angajare a unui medic stomatolog, astfel încât toate urgențele medicale, cele în afara programului de lucru a tuturor cabinetelor din oraș, adică undeva seara, noaptea, să fie toate rezolvate de către cabinetul medical de la Spitalul Municipal Onești. Am depus proiecte la Compania Națională de Investiții. La sfârșitul acestei săptămâni voi merge la București pentru a vedea stadiul în care suntem cu mai multe proiecte depuse la CNI, fie că vorbim acum de sănătate, construcția unui nou bloc operator și ATI, reparații capitale și modernizarea spitalului. Rezum prin a spune că dacă nu am fi făcut toate aceste investiții în 4 ani și dacă nu continuăm investițiile în sănătate, nu putem să spunem că ne pasă de oneșteni. Împreună cu colegii mei am demonstrat în acești 4 ani că ne pasă și am investit foarte mult în sănătate. 15 milioane de euro, eu zic că nu este deloc puțin și ceea ce am făcut va rămâne. Următorul capitol, să zic ca și importanță și ca sume alocate, a fost investiții în infrastructura rutieră și pietonală municipiul Onești. Cea mai mare investiție din ultimii 30 de ani este ceea ce face referire la reabilitarea completă a podului de peste râul Trotuș, un proiect susținut, finanțat de Programul Național de Dezvoltare Locală, aproximativ 8 milioane de lei, să zicem 1,8 milioane de euro. Lucrările trebuie să se finalizeze în intervalul de timp 15 iulie 1 august. Din păcate, trebuie să vă spun că ultima factură nu este achitată de către Guvernul României și mă îngrijorează acest lucru, dar sper că vor găsi înțelepciunea și rezervele financiare să ne putem achita față de constructor, un constructor care este în termen. Și de această lucrare, de tranzitarea podului de peste râul Trotuș, nu au nevoie doar oneștenii, ci întreaga Moldovă care, eu știu, străbat Carpații spre Ardeal prin Onești și Pasuitus. Investiții majore are în infrastructura de transport rutier ar fi următoarele: Calea Judului, un drum care mai bine de 30 de ani nu era modernizat, acum 2 ani prin grija Ministrului Transporturilor de atunci, domnul Șova, am reușit aproximativ 5,5 km de drum să întindem strada de asfalt și se circulă în condiții optime astăzi. Ieșirile din Onești către Bacău, către Târgu Ocna, către Comuna Bucium, le-am reabilitat complet în ultimii 3 ani pe bani de la bugetul local. Foarte multe străzi reabilitate, de-abia s-a încheiat o astfel de acțiune pe Bulevardul Ituz în sectorul de drum cuprins între bibliotecă și ieșirea din oraș, restaurantul Brașov, să spunem, asfalt nou și multe alte străzi. Și vorbim de Mihai Bravu, străzi reabilitate complet, Mihai Bravu, Tineretului, Aicuza, strada Siliște, în cartierul Slobozia. Acum 2 ani am reușit, tot prin Programul Național de Dezvoltare Locală, să asfaltăm complet întreg cartierul Belci. Am reușit noi parcări sau zone de parcări în strada Liliacului, parcare cu stradă, zona Păcii, o stradă care tot de 40 de ani nu a mai fost reabilitată. Și foarte, foarte multe străzi, Pajurei, foarte multe străzi. Investiția totală în infrastructura de transport și pietonală până în acest moment este de 4,6 de milioane de euro în 4 ani. Nu este deloc puțin.
Am spus că pe lângă sănătate, și sănătatea este prioritatea numărul 1, prioritatea numărul 2 ar fi educația și investițiile în infrastructura de învățământ. 7,4 milioane de euro în 4 ani investiții, și vorbim aici de contracte semnate, unele începute, ca și modernizări, grădinița 14, grădinița 12 în șantier, grădinița 12 de o lună de zile, o puteți vizita. Urmează grădinița Magnolia, contract semnat de finanțare pe grădinița Magnolia, 8 milioane de lei aproximativ. Uh, 1,7-1,8 milioane de euro. Urmează Ghiță Mocanu, urmează școala numărul 1, finanțările semnate deja pe fonduri europene. Noi locuri de joacă pentru copii, de mâine vom face și public de începerea unui noi proiect, am făcut un concurs, să spun, 7 noi locuri de joacă în 7 incinte, ce oameni și-au manifestat intenția de a avea loc de joacă în incinte, au făcut lucrul acesta și l-au manifestat în mod direct și transparent pe site-ul primăriei. Am făcut deja un clasament cu cele mai multe solicitări și începând de mâine începem să montăm locurile de joacă. Locuri de joacă, aparate de fitness, centru pentru tineret, un nou centru pentru tineret la Borzești, a doua casă a tinerilor din municipiul Onești, o investiție utilă, necesară, casa pionerului, cum o știm cu toții, nu aparține de administrația municipiului Onești și de Consiliul Județean, prin direcția de tineret și sport. Noi nu avem acolo ce să facem, cum să investim. O să port discuții joi, că mă întâlnesc cu domnul președinte brașoveanu, ce facem și cu acest imobil și cu această investiție, pentru că este plasat într-un loc foarte bun și cred că ar fi bine Consiliul Județean să găsească o finanțare în acest sens. Dar revenim la tineri, gala sportului și învățământului oneștean, an de an, finanțări de peste 1,5-1,2 milioane lei, an de an am premiat tinerii, olimpicii, sportivii și tot ceea ce înseamnă performanță în învățământ și sport. A treia investiție, să spun, a treia direcție foarte, foarte utilă pentru noi a fost aceea de a sprijini antreprenoriatul și oamenii de afaceri în municipiul Onești. După eforturi susținute și discuții foarte lungi, am reușit să convingem doi investitori mari să facă investiții care au generat 1500 de noi locuri de muncă în municipiul Onești, și vorbim aici de Autoliv, aproximativ 1000 de locuri de muncă. În curând vom inaugura noua fabrică Autoliv în Onești și Smartwood, undeva cu peste 100 de locuri, dar și-au investiții noi, spun, începute de la zero, producție 100%, capital străin în municipiul Onești, dar este foarte important că și Croco, Dedeman, Grup Șerban și-au extins afacerile. Asta înseamnă că au încredere în administrația publică locală și în ceea ce urmează și au generat și dânsi aproximativ în total vreo 500 de locuri de muncă. Mari investiții am făcut în ceea ce privește modernizarea societății din subordinea Consiliului Local, și anume la domeniul public și privat Onești S.A. Am investit în ultimii 4 ani peste 500 de mii de euro în a dota secția de drumuri de acolo cu repartizator de asfalt, autobasculante noi, autospecială. Freza este de asfalt, este punctul, să zic, de interes de ultimă oră, pentru că de-abia achiziția s-a finalizat la începutul acestui an și anul acesta am lucrat cu ea. Practic nu mai suntem dependenți de nicio firmă de asfalt din municipiul Onești și împreună cu colegii de la DPP este prima dată în acest an când am reușit să autorizăm stația de asfalt. Putem vinde asfalt cu certificate de calitate, așa cum spune legea astăzi. Noi producem asfaltul, noi îl întindem, noi facem toate reparațiile. Investiții foarte mari s-au făcut și la piața municipală, piața agroalimentară din municipiul Onești. Acum 2 ani am cumpărat aparate de aer condiționat. Acum un an am cumpărat vitrine frigorifice pentru sectorul de carne și brânzeturi.
o reabilitare acum 2 ani, ce a însemnat vopsitorii, zugrăveli, este o piață agroalimentară care se prezintă în condiții bune și intenționăm să investim în continuare. Tot ceea ce ține de piața agroalimentară și anume sectorul de obor, am creat pentru oneșteni și pentru toți cei ce tranzitează Onești, o parcare pentru tiruri, condiții foarte bune, duș, grupuri sanitare. Noi am rezolvat astfel în parte marea majoritate a problemelor legate de parcarea tirurilor pe străzile din municipiul Onești. Totodată am rezolvat problema ceea ce înseamnă vânzări de mașini. Am creat acolo două spații, una pentru vânzări de mașini și mașini abandonate, DPP în procedură în care urmează să achiziționeze o mașină ce va ridica mașinile abandonate și cele care sunt expuse la vânzare pe domeniul public și le vom muta acolo. Un capitol care l-am lăsat la urmă, dar nu întâmplător, ar fi acela că municipalitatea în acești 4 ani a susținut și cultele recunoscute de Ministerul Cultelor și de statul român și mă refer nu doar la credincioșii de rit ortodox și catolic, ci și neoprotestanți, adventiști, penticostali, peste 3 milioane de lei investite de Consiliul Local și Primăria Municipiului Onești în finalizarea unor lucrări la biserici, în continuarea lucrărilor la Catedrala Pogorârea Sfântului Duh, la realizarea unei capele mortuare la biserica, la parohia Sfântul Nicolae, la începerea și realizarea majorității lucrărilor la sediul protopopiatului, pictarea unor biserici, finalizarea unor lucrări, anul acesta vor fi mai multe sfințiri și ceea ce este, spun eu foarte frumos, că în an centenar, alături de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și de protopopiat, am reușit să dăm naștere unui monument care face cinste oneștenilor și memoriei noastre pentru cei care s-au jertfit în primul război mondial. Și anume la ieșire din Onești către Brașov se poate vedea acolo un monument, primul monument construit în municipiul Onești în ultimii 80 de ani. S-au făcut foarte multe, zic eu, în municipiul Onești și la fel sunt foarte multe lucruri ce au rămas a fi făcute. Eu nu pretind că am cheia succesului și sunt singura persoană din municipiul Onești care are soluții la tot ceea ce trebuie făcut, dar cred că faptele vorbesc de la sine și faptele trebuie lăsate să vorbească. După cum spune și un proverb, omul se cunoaște după fapte și pomul după roade. Și eu ca și dumneavoastră trebuie să vă dau socoteală tuturor oneștenilor pentru ceea ce am promis că fac, ceea ce am făcut. Și oneștenii vor judeca dacă ceea ce am promis eu este bine, dacă, eu știu, mandatul pe care mi l-au încredințat este unul care se încheie în aceste zile în niște condiții bune și dacă le-am înșelat așteptările. Eu sper că nu și sper că împreună și de astăzi înainte, în următorii 4 ani, să putem să continuăm drumul bun pe care am pornit, zic eu, în ceea ce înseamnă modernizarea Oneștiului și crearea posibilității ca copiii noștri să poată să se întoarcă după ce își urmează studiile acolo unde dânșii hotără să se întoarcă în Onești și să împreună cu noi să putem să ducem Oneștiul acolo unde este locul și anume un oraș curat, un oraș frumos, un oraș modern, un oraș cu oameni inteligenți, educați și un oraș care își propune să continue dezvoltarea. Închei prin a vă spune că felicit pe toți cei care au susținut și au pus umărul la realizarea a ceea ce înseamnă semnarea contractului a 13 Bacău Onești Brașov. Este proiectul de care întreaga Moldova are nevoie și este proiectul care pune și Oneștiul pe harta, să spun, orașelor conectate la Europa.
Eu cred că în 6 ani de zile, începând de astăzi, vom putea să mergem cu mașina pe această infrastructură rutieră pe care ne-o dorim cu toții. Este proiectul de care Oneștiul are nevoie în a se dezvolta și nu întâmplător, cred eu, investițiile care până mai acum un an, 2 ani, se întâlneau doar în Ardeal și în Banat, iată că au început să vină la Onești. Vorbesc de Autoliv și de Smartwood. Eu cred că acești oameni de afaceri înțeleg ce se va întâmpla în Onești. Oneștiul va fi orașul care va avea o dezvoltare continuă, durabilă și sustenabilă. Și vreau să vă spun că voi face și eu, alături de colegii mei, tot ce-mi stăm puțin să a sprijine acest proiect și a nu lăsa să fim excluși din proiectul A13 Bacău-Onești-Brașov. Dacă aveți întrebări, eu vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc și fiecăruia dintre dumneavoastră pentru că mi-ați fost alături în acești 4 ani. Au fost perioade în care m-ați criticat, au fost perioade în care ați fost obiectivi, au fost și perioade în care m-ați felicitat. Eu pentru fiecare din aceste 3 perioade vă mulțumesc. Vreau să vă spun că criticile dumneavoastră și în special ale oneștenilor m-au determinat să fiu mai performant, să fiu mai atent și să înțeleg că această poziție este o poziție vremelnică, este o poziție pe care fiecare primar o părăsește la un moment dat și este bine că atunci când nu mai suntem primari să fim schimbați de un primar mai performant decât noi, care va face lucruri mai bune pentru oraș și pe care sau care să ne stârnească și nouă primarilor de dinaintea noastră, de dinaintea lui respectivului care va câștiga alegere, încrederea că merită să fie susținut în calitatea de primar. Eu sper că am această încredere din partea tuturor primarilor care au fost înaintea mea pe scaunul acela și le promit că ceea ce am făcut până acum și voi face de aici încolo este cu bună credință și pentru Onești. Vă mulțumesc și aștept întrebări dacă sunt. Situația cu podul, cam când va fi gata? 15 iulie, 1 august, podul va fi dat în trafic cu o singură condiție. Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării, să achite facturile deja restante pe care constructorul le-a înaintat spre a fi decontate. Ați avut un proiect care ar fi trebuit făcut, vi l-ați fi dorit și nu s-a putut din diverse motive, poate. Nu s-a finanțat, nu s-a înțeles, nu s-a... În această perioadă am depus, mă refer în acești 4 ani, mai bine de 20 de proiecte finanțabile pe fonduri europene și fonduri de la Guvernul României prin PNDL. Mare parte din ele au fost semnate, asta îmi dă credința și speranța că aceste proiecte vor merge în continuare ca și finanțare, pentru că este un drum pe care s-a pornit și nu poate fi întors. Irreversibil, practic. Dar totuși sunt și proiecte pe care nu am reușit să le duc în acești 4 ani la bun sfârșit și din acest motiv vă spun că sunt extrem de determinat ca în următorii 4 ani, dacă oneștenii vor hotărâ ca eu să fiu primarul municipiului Onești în continuare și sper lucrul acesta, să fac ceea ce nu am reușit în primii 4 ani, dar am început în primii 4 ani. Și anume, trebuie să locuințe și pentru medici, trebuie să continuăm locuințele pentru tineri, trebuie să continuăm modernizarea infrastructurii de învățământ în municipiul Onești, trebuie să modernizăm integral infrastructura rutieră și pietonală în tot municipiul Onești, trebuie să continuăm dezvoltarea economică în municipiul Onești și lucrul acesta l-am început acum 2 ani, Autoliv, Smartwood și trebuie continuată și sunt foarte multe lucruri de făcut și pe care nu aș dori să le discut acum pentru că practic face parte din strategia mea de campanie electorală și dacă aș începe să spun acum tot ce mi-am propus să facem, n-ar mai fi atunci nicio surpriză și îmi doresc să păstrez, dacă nu vă supărați, mai multe informații pentru acea perioadă.
venim și atunci. Da, vă mulțumesc și vă aștept, vă invit de pe acum. Domn primar, uneștienii dau mereu semnalii la zona casei de cultură. Este un proiect depus la, pe finanțare europeană. Este proiectul depus la Agenția de Dezvoltare Nord-Est. Este în analiză. Proiectul este făcut foarte bine, documentat foarte bine. Am avut zilele acestea o discuție cu directorul Agenției de Dezvoltare Nord-Est și eu sunt interesat că odată cu finalizarea, eu știu, sau cu continuarea lucrărilor la catedrală și acea piațetă și zona aceea orașului, și mă refer la trotuarele, zona pietonală și infrastructura rutieră din Venus, Saturn, Jupiter, Aurora, toate acea zonă sintezei, Mercur, toată acea zonă să fie modernizată complet. Și în sensul acesta am depus un proiect. La fel pot să vă spun că am depus un proiect spre finanțare și pentru bazele sportive. Stadionul Energia, stadionul de atletism care nu ne aparține nouă în momentul de față. Terenurile de tenis. Îmi doresc să fie finalizate, să semnăm contractul și să fie finanțate, finalizate pe o finanțare CNI. Cinematograful Ituz, la fel, este proiect depus la Compania Națională de Investiții. Am avut perioada aceasta în care nu, aceste trei luni jumătate, în care nu am reușit să avem o comunicare constructivă cu cei de la Compania Națională de Investiții. Îmi doresc ca la acest sfârșit de săptămână să merg la București pentru a relua discuțiile cu Agenția Națională de Locuințe, Compania Națională de Investiții și Ministerul Dezvoltării în ceea ce privește finanțarea podului de peste râul Trotuș și a grădiniței numărul 12, unde lucrările continuă, dar fără a fi susținute financiar de către Guvernul României. Și îmi pare rău că trebuie să spun lucrul acesta, nu trebuie să se supere nimeni, dar până acum 2 luni de zile lucrările au mers bine și au fost finanțate de Guvernul României și de 2 luni de zile, ultima lună de zile, nu s-au mai decontat facturi. Lucru care mă îngrijorează și pe mine și sper că pe cât mai mulți dintre noi. Noi dorim să continuăm lucrările pentru care am muncit, pentru care am obținut finanțare și pe care uneștenii le merită. Da. Nu mai sunt întrebări, se ocupă Alin de dumneavoastră, voi veni și eu. Am primit mai multe telefoane.